Neața! Astăzi, Chiulin, frații mei, ne-am săturat de muncă, e vineri, am zis să facem și altceva, că munca e pentru tractoare, nu e pentru noi. Și din cât vă duceți voi în minte, avem aici o problemă cu tic-tac-ul ăsta atomic, că ne-a dat pe toate părțile de ne-a făcut de râs. Îi adunarăm lui Madame Dezmembrat, aia piesele ultima dată, dacă mi-aduc eu corect aminte, acum câteva zile. Și trebuie să o asamblăm, să vedem ce vrea ea de la viața noastră și de ce să... Înțelegeți voi. Ne băturăm ultima dată cu o chestie numită Plush sau Plush sau whatever, care era de fapt un sistem circulator extrem de tupeist, care aparent mânca mai multă bătaie cu toporul decât cu pistolul. But then again, iată ne ajungi la prietenii noștri mecanici pe aici. Dă-te mă jos. Aha, ok. Ne mai familiarizăm o țărică cu controlele, că uitară-mi fraților cum sunt. 132. Hai să vedem. Caractere, alea. Care era, mă? Ăsta îmi trebuie mie neapărat. Îmi trebuie 110 nebunii de-alea. Dar le găsim noi. Nici nu dau upgrade la altceva în afară de astea. Bun. Și acum, uite, e nasol că... Nu știm limba asta dubioasă. Și era bine să o fi știut-o. Noi de aici venirăm. Say what? Cum îi scana, mă? Ah, ok. Hai să-i dăm și la ăsta niște un pic de bătaie. Ia uite-l ce dă, bă, băiatul. De ce nu te întrerupi tu dând dat bătaie? Stai că am început bine, direct cu decesul. Am început extrem de bine. Ce, viața e pentru aia slab, nu pentru ăștia care știu să moară așa cu stil. Încep să am dubii că pot să termin jocul ăsta la câtă bătaie mi-am putut lua. Stai, unde era? Aici era? Nici nu te spală pe creier puțin muzica, dar e ok. Bine. Hai să încercăm să mai batem pe aia odată. Pe aia, pe ăla. Nu e o, ea e un el. Arunca cu stăune.
aici la CPU, la unitatea centrală. Ia tati. Cheesing. Ce să facă românul când nu știe să bată un joc al lumea? Să așează undeva unde nu-l pipăie ăștia și dă cu brăzică la... How do you like that, gearhead? And we're out of ammo. Also here. And also here. Ia-l pe ăsta. Ăla a fost. Ia piesele cât trebuie. My backpack is fucking overloaded. I cannot believe this shit. Ăștia nu sunt sănătoși, dacă cum adică overloaded? Deci de-astea până acum eu n-am mai pățit, fraților. Îmi zică că s-o supraîncărcat. The Beluga is the world's fastest multi-purpose submersible vehicle. It can reach speeds of up to 78 kilometers per hour and is able to carry out civilian and military missions at depths down to 3,000 meters. No. We've learned more about the ocean floor over the last few years than we had during the previous century. Lăsați, e ok, don't worry. I never thought about it before. I'm more interested in what's on the surface, you know? That's a rather superficial perspective. Yeah, I'm sure of it. Ăla a fost. Măcar aici mai am ceva, un gram de dexteritate. Nu prea multă, dar mai e. Punk. Nu mai reparați voi, faceți chestii de-astea. Neuropolimerii. Îi găsim de noi, găsim. Mai există ceva? Uite aici. Nu pe partea aia. Ai de viața noastră. Început de final, fraților. Access granted. Unde e ăsta? Mă, da. 154. Ia stai tu, țăric, așa. Physical damage. Ăsta ne trebuie, ăsta ne trebuie. Și ăsta ne trebuie. Deci nu pot să renunț la nimic de acolo. Ăsta nu se cumpără. Ăsta nu se cumpără. Asta ne trebuie. Oh. N-avem decât să încercăm să mai farmăm pe aici, pe acolo, câte ceva, că ăștia văd că nu mai vor să ne dea nimica. Oare pe aici să fie ceva interesant? Ceva să morfește pe aici, pe lângă mine. Ăla a fost. Eu acum încerc să adun neuro...
Florimer din ăla, că fără el suntem puțin cam terminați. E nasolă treaba. Aici se mai poate ceva? Au! De ce atâția? Nu! Stai! Stai, frate, că nu-i bine. Mamă, și de unde e ultimul save? Mă, dar nu-i bine, mă. Today is not a good game for... Înțelegeți voi, it's not a good day for this game. Mai văzusem ceva albastru. Acolo. Adică pe aici? Biomateriale. Ce pisicii mei, frate, că-s... E. S o grămadă de nebunii nebune. Mai e ceva pe aici? Thank you. Kalash rounds. Mă, da. Acest Kalash. Văd că e pretty good așa un pic, nu? Noi facem și noi un pic de testuț așa, să vedem ce știe să face. Că dacă toți sunt dubioși ăia pe acolo, dar nu folosesc eu calașul pe băzdăgănile alea. Aici ceva? Piuța cu maimuțe. Eu nu știu de unde pisicii mei tot apar ăștia. Au! Ui! Că suntem prieteni, sunt care și ăsta. Nici heal-ul nu-l mai ia. Da, aparent treaba pute în România pe jocul ăsta. Nu merge azi, nu știu din ce motive nu vrea să merge azi.
Ori nu-i fac eu ceva cum trebuie, ori nu știu care-i durerea lui de cap. Deci nu se vede nimic ca nicăieri. Totuși. Și pârlitul ăsta deja s-a înființat aici. Uite-l cum s-agită ca Nessun Pepsi. Băi, mustață. Ia uite-l și pe ăsta. Zero chances, my friend. Zero chances. I don't know what the hell is happening. Partea asta la altă. Dar n-am pe unde, că tot în Dracovenia aia ajung. Dar știi ce fac? Hai că vă zic eu care e șmecheria până la urmă, că alta nu văd. Ăștia tot se resetează mental pe aici și nu e... Mergem la tupeu, boss. Până se adună ăștia, poate reușesc să ajung să-i montez lui asta sfecla. Hai. Right. Installing the head. 2 2 7 9 9 1 0 0. Hey, rise and shine. Good morning to you. Thank you. All our body parts assembled. What now? Self repair procedure complete. I am ready. Care for self repair? Thank you, comrade. We will now initiate the launch sequence. What? Second launch code sequence generated. Launch code sequences match. Initiating BDNH mode of operational change. New mode, military drill. Whew, I think we made it. Thanks, ladies. Thank you, dear comrade. Of course, you're welcome. Please, Comrade Molotov, I beg you. It's not safe here. So it's still dangerous? Of course. I was told everything was under control. Da. There was a minor issue, but Major Nechaev, forgive me, Agent P3 has already dealt with it. What exactly did he deal with? There's blood all over the place. That's not blood. It's paint. No, e lichid. Comrade Sechenov, you're playing a dangerous game here. Greetings, Comrade Molotov. I don't follow you. What game? The game you of chess. You know what I'm talking about, Comrade Sechenov. Your local malfunction is actually a worldwide catastrophe. Your robots in combat mode. Countless human casualties. Need I go on? Oh, please do. But first I'd like to know how you obtained this information. From Viktor Vasilievich Petrov, your engineer, an outstanding roboticist, an honored citizen of the Soviet Union. That's what he used to be.
Now he's prisoner number 230385, sentenced to community service at the Vavilov complex. By your order, you are in direct violation of Soviet law. As a minister, the Minister of Industry, you know the consequences. Here is the Procurator General's decree. God, your relief. The upcoming launch of the Collective Neural Network will be cancelled, and you'll be the subject of a full-fledged investigation. Am I making myself clear, Comrade Sechenov? Comrade Molotov, may I have a word with you in private? Yeah. Uite-l care și curaj să ceară de-astea. Do you really think that's going to change anything? Fine. I'll meet you here in 15 minutes. Mikhail, meet me at the landing pad. Right away, sir. I'm sorry, sir. Go ahead, go ahead. Aren't you in a hurry to see your master, Major? Stockhausen seems awfully eager. Is something wrong, Major? Da, ceva putem, dar n-amerca. Major, I asked you a question. Lock the door. What's going on? I said lock the door. Yeah, you did. Și se face alb și ne uităm amintirile din copilărie de Pavel Stratan. Bună treabă. S-a făcut alb. Eu. Game saved. Ok. Și de ce sunt la grădinița asta? Ia uite, tea party între scheleței. Ok. What the fuck? De ce am... Băi, stai, ce sunt? Am picioarele albe, blănoase, ce sunt eu, iepurașul de Paște? What the fuck? Uite, mistrețul. Hai că e bine. De unde vine și încotro să duce? Bă, băiatule, cine a făcut chestia asta? Find me. What the fuck? Ce-o fi consumat băiatul ăsta? Ia uite, mergi pe apă. Valurile sunt cu biscuiți în ele. Dar aș vrea să wake up. Ia uite, fratele meu, dubioșenie. Ies racheturile. Bele. Mănânc mere. Și chestia asta cu pălărie și ochii divorțați în părți, habar n-am ce sfântul vrea să fie, dar ok. Opa, nu pe lângă. Băi, nu, deci ăsta e... Ok, we did this. Now what? P3, my boy, you're alive. I guess so, yeah. Păi, dar nu trebuia să fiu? The government commission
Ia, aud culori, văd reghebe. Molotov's body is here. What about the others? How many people were with him? 15 or so. Some of them may have survived. Find out. What the fuck happened here? Who the fuck did this? Guess the robots got in. You were fortunate to escape unharmed. Comrade Sechenov, all the members of the commission are dead. All of them. Of course, nu ai avut tu grijă de ei. But it changes nothing. Collective must still be activated. I couldn't agree more. But what should we do with the dead Politburo member? We don't have a lot of options here. Right? Handle it. Mikhail, head to the radio station and make sure power to the government line has been cut. Make it quick. Yes, sir, but quick. The Kremlin will and be expecting a report from Comrade Molotov. I will personally inform the Politburo of this tragedy. Hurry, Mikhail. We don't have much time. No, we don't. But it's okay. Mama, how are you doing, my boy? Not good. I failed you again. This is too much. It's too much for all of us. This terrible incident. Nici n-a fost organizat de tine, dar e foarte teribil. Ia, 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 ia. Avem balet la program azi. Ia, măi, lasă-i apendicita în pace. Ia uite, știu ce ai făcut, i-ai stricat costumul fetii. Poftim, i-a scos piesa esențială. Dar și serie. Pizza. De, ok, eu nu înțeleg când a ajuns cada asta acolo și ce... Cine a dus butoaiele alea, că până mai devreme eram singuri.
Asta gata. Astea pleacă. Ce a rămas lui ăsta? Ochelarii, soalele, pucancii și un pic de creier. Așa, două, trei oase. What was that? A tribute to the departed. Comrade Sechenov, we've got a problem. The central hub is broadcasting. Someone is trying to send information to the west. Of course. Who could have done that? There are only two people who could have done it. You and Petrov. Petrov's dead. I saw his body. Just his body. Petrov is first and foremost a head. It was his body. How's that possible? Și-a decupat creierul. Filatov. When your accomplice is a neurosurgeon of Dr. Filatov's caliber, then anything is possible. Have you traced the signature? Petrov is masking his signature, but I'm sure he's in one of the scientific centers. Did you hear that, my boy? Go find him. Right now. Da, de ce? De ce trebuie să tot alerg eu după toți nebunii? Eu abia merg drept, văd în sunete, aud culori și tu îmi zici du-te și bate-l. Bravo, ești băiețaș, dar nostru. Game saved, hai că e bine, am mai progresat puțin. Charles, what the hell happened down there? What exactly are you asking about? What was that monster made of red polymer? That was a neuropolymer data storage. A data storage? What does it store? Dead bodies? The boss said it was a tribute to the departed. What's that got to do with data? You will have to ask Dr. Sechenov himself. For my part, all I can say is that Professor Zaharov died the exact same way. This is fucking nuts. De unde știi? I really thought the polymer was harmless. Who killed the government commission? How did I survive? Sorry, I cannot help you. You suddenly lost consciousness as though you'd been struck from behind. When that happened, I was also disabled. E bine. S-a rezolvat, nu se știe. Fair enough. Find Petrov and return to Chelome as soon as possible. This will be the best outcome for everyone. Charles, why did that monster, you know, the red polymer thing, the data storage, why did it look like a person? Dr. Sechenov's idea. He wanted it to move independently. Why would a data storage need to walk around? So it could run off someplace and get lost along with all its important information? It won't run off. It's as loyal to Dr. Sechenov as the ballerina twins. When Dr. Sechenov releases it into the outside world, it always remains near him as an additional security measure. Security? So it can attack people? What do you think, Comrade Major? Why would a neuropolymer substance capable of dissolving a human being in mere seconds need to be able to move independently? Shit on a shingle. You're telling me that Jellyman can sneak up behind someone and kill them instantly without leaving a trace? It does remind me of a certain person who died under mysterious circumstances and without witnesses after slipping and falling into a bath. Crispy critters. Yeah, makes you think. Ow, ow. Nu mai da. Mai făcea tu reparații. Dă-te jos de acolo. Chiar așa. Mamă, câți de ăștia sunt. Fugă la mașină. Thank you.
ever gonna give it a rest? So, Charles, when Dr. Sechenov sends his twins somewhere on an assignment with, say, Stockhausen, he's guarded by that red monster? Makes sense. Comrade Stockhausen is incapable of independently reaching his destination within a facility swarming with hostile robots. And Sechenov... Stai, mă! What the fuck? Ce pisicii mei m-au murit că eram în mașină? Dude, deja devine frustrantă chestia asta. Hai, nu-mi zice că acum o să avem iară... Skip, te rog eu, lasă-mă. Skip că le știm pe astea, mai vorbirăm deja. Bla bla bla. Charles, why did that monster, you know, the red polymer thing, the data storage, why did it look like a person? Dr. Sechenov's idea. He wanted it to move independently. Why would a data storage need to walk around? So it could run off someplace and get lost along with all its important information? It won't run off. It's as loyal to Dr. Sechenov as the ballerina twins. When Dr. Sechenov releases it into the outside world, it always remains near him as an additional security measure. Security? So it can attack people? What do you think, Comrade Major? Why would a neuropolymer substance capable of dissolving a human being in mere seconds need to be able to move independently? Shit on a shingle. You're telling me that Jellyman can sneak up behind someone and kill them instantly without leaving a trace? It does remind me of a certain person who died under mysterious circumstances and without witnesses after slipping and falling into a bath. Crispy critters. Yeah, makes you think. Unde era, mă, pistolașul polimer? Apparently not. So Charles, when Dr. Sechenov sends his twins somewhere on an assignment with, say, Stockhausen, he's guarded by that red monster? Makes sense. Comrade Stockhausen is incapable of independently reaching his destination within a facility swarming with hostile robots, and Sechenov would never remain unguarded. Why? He's a hero of the Soviet Union. Everybody loves the guy. Why would anybody want to hurt him? Why indeed, Comrade Major? You think there are people in the Kremlin? I'm detecting even more enemy signatures, Major. You're about to have a serious battle on your hands. Please do not. Charles, how could that prick Petrov send intel to the West? The facility's under lockdown. Petrov cannot transfer anything directly to anyone. Or he would have already done so. That is why he is attempting nu, to deceive the central control hub. Are you talking about that big-ass ball floating in the sky? You mean Petrov's somewhere close by? I believe so. The emergency protocol has blocked most communication between Facility 3826 and the outside world. This block cannot be overcome. An entire scientific academy would be required. Such as the Academy of Consequences. Then what's he hoping to accomplish? As you have no doubt already observed, there is one communication channel connected to the outside world that is not subject to the emergency protocol. The secret government line. Quite right. That channel is used by Dr. Sechenov to contact the Kremlin. No one else has access to it. Yeah, no one except Granny Zina. So, what's Petrov trying to pull? I believe he is trying to dupe the central hub by passing himself off as Dr. Sechenov. That son of a bitch.
Charles, is there really a chance Petrov could fool the hub? It wasn't exactly programmed by morons, right? They must have put protections in place. Petrov is a talented engineer and programmer. There's a reason he made it to Facility 3826. He's the one who optimized the programmer-to-robot and robot-to-robot digital data transfer protocols. So he knows better than anyone how the central hub works. Does that mean Petrov could actually fool the hub? Then why did Dr. Sechenov trust these protocols to a single guy? It's temporary. After the launch of Collective 2.0, digital communication channels will be rendered useless and irrelevant. Everything will be transmitted via neuropolymer wave emission. Binary code will be left in the dustbin of history. And so will programmers. Nu știu de ce fac chestia asta, că am impresia că mă complic, dar am nevoie de resursele astea idiote. And so will programmers. No wonder Petrov is so pissed. Damn. He wants to fuck shit up while he still can. In broad strokes, although I suspect that Petrov has other motives. He's a traitor to the motherland. Fuck his motives. How long do we have to stop him? Hacking Collective Central Hub is a very difficult task. Even with the right communication equipment, Petrov will need considerable time to do it. So where can he find that kind of equipment? Other than the Science Center? Only aboard the Flying Chelome Complex. And nowhere else? That's great. Your goose is cooked now, Petrov, you traitorous dickhead. Hey, Charles. What does the Sechenov Center study? Radio waves, Comrade Major. It contains equipment that will help Petrov detect you. So move with caution. Guess we better stay quiet then. Da, văd ce quiet stăm. Foarte quiet. Deci nu s-aude de zici că facem cataclism pe unde trecem. Încerc să lutez la drăcovenile astea, poate totuși am noroc să-mi adune polimerul ăla. I disable your fucking self. Fucker ass. Chiar a fost cazul să mă complic eu atât de rău cu astea. Deci efectiv m-am chinuit pentru nimic. Yeah.
ciuperca asta, sper că e un save. Please be a save. Yes, it's a save. Saving data. Saving data. That's it. Please select the desired procedure. Upgrade. Almost. Almost. Încă puțin. De asta e, dacă tot suntem Major aici. Codename... Poate totuși pe crafting și pe astea mai avem ceva? Upgrades. Hai să ne înțelegem, o țărică. Eu nu știu ce ar trebui să bag pe aici. Astea nu și-au locul acum. Hai să lăsăm așa configurația. Momentan. La asta pot să-i pun ceva oare? De ce o fi creat eu chestia asta, că nu mă ajută la absolut nimica. Văd că pe cold am niște din astea. Trebuie să dezasamblăm prostia asta, că nu prea și are locul. Acum oare am resurse? Oare s-o putea acum pe character să... Nu se poate. 194. Hai că mai încercăm aici o treabă. Nici o treabă din nou. Hai să luăm rabla asta și să continuăm. Nacionalism.
bla 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 pe limba voastră. Au! They just fucked the car useless. Bună treabă. Very smart. Not. Fuck no. Ow. Dă-te, mă, cu putul tău de aici. Tot neamul tău, du-te. Te-a bate nimenea? Incredibil. Măcar sunt ceva resurse. Nu prea multe, totuși. Era mai haios la început jocul ăsta, a început să devină frustrant și enervant. Explodeze chestii prin podea iurea. Da, cel mai probabil cred că ăsta va fi ultimul stream, să zic așa, din toată nebunia asta, că a început să-și piardă farmecul. Și nu... nu-i mai văd rost. Adică e destul de repetitiv, ok, am înțeles. Toate bune și frumoase. Stupid rating! I hope whoever came up with it is as fortunate as I am. Yeah, me too. What are you talking? Sorry, I gotta run. Indeed. Mai e și ăsta aici. O, uite-l cum stă. Incredibil. Mai sănătos, oare? Petrov is somewhere nearby, Comrade Major. Keep it down.
Stai că n-am ce-mi trebuie. Nu, nu. It's okay. Leave it like that. Please. Nu, 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 nu veniți. Nu veniți. What you staring at? How do you like that? Dar voi de ce? Voi de ce puteți să urcați? Ce decolă căpățână ăsta? Tu de ce ai apărut? Oh, fuck no. I see every step you take, but you'll never stop me. Gods may do what cattle may not. Oh, Doamne. Okay. Ok, ok, ok. Ei, n-a poftim. Look what we have here. That was not fair play, dude. You killed him. That's enough, Victor. So much death. I just knocked him out. He's unconscious, okay? Da, e atât de inconștient că nu mai are puls. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by imposing in them, you know, it's all wrong. It's all wrong. I don't agree. I'm sorry, Larissa, but I don't understand. Da. He ruined everything, and you. I'm a doctor. Enough people have died today. People, I know what I'm doing. He's an animal. He'll rip anybody's throat out if Sechenov orders him to! Victor, he's tied up. I'll program a treatment and then we'll go. Go where? La gâlă. No one's coming for us. And this fucking lunatic's ruined our escape plan! I know. We'll come up with something. I doubt it. Just let me go, and I promise I'll make it quick and painless. So Sechenov's talk and talk, huh? Look, he just came to and he's already threatening us! Yeah, I am threatening you. How many people have your robots slaughtered without so much as a warning? Petrov? 2,000? 3,000? That's not Victor's fault. Huh. It was a local malfunction. A local malfunction? Then why the shit doesn't your boyfriend have a scratch on him, huh? What the hell are you talking about? Isn't it obvious? First Vavilov, then the VDNH? The robots are attacking everyone except you two. Why is that, if you're not controlling them? Păi nu o vede, da. Victor, you said you had nothing to do with this. And you believed him. What other bullshit has this guy told you? Oh, man. Victor. I had no choice. A simple malfunction wouldn't have changed anything. Stai că i s-au activat beculețele de la fir. How could you? How could I? You said it yourself, the whole world might end. Și pe mine m-au legat ăștia la curele ca să ce? No, don't touch me. You really didn't tell her anything, did you?
A big mistake. Hey, what the hell? Larissa, wait! Larissa! Nothing can save you now, asshole. Ii te gândă. Nici ce faci? Și se duce și mi se urcă în creier și rămâne acolo și... P3 to Chelome. Petrov. Again. You seem to enjoy chasing the man, Nechayev. Petrov must not interfere with the launch of Collective. Find the criminal. Now. You have drawn the wizard's ire, Comrade Major. No shit. Get off my grill, will ya? Mă, ce nasolă-i treaba asta de aici cu... cu sunetele vieții pseudorobotice care te spală pe creier. Mamă, cât e de mers. Pe acolo sigur bubuia, că nu mai apucam eu să-l fac cum trebuie. Dăm jos ceasul Mickey Mouse. O pădia vieții. Nu. De ce? Pădie cu picioare vine să mă bat. Acolo-s doi. Pă unde s-o iau? Hai, că o luăm așa cu Leroy Jenkins și cu pisici să facem, că n-avem altă variantă. No. We don't go there. Already free, Major? What, did you not expect to hear from me? Not only can I hear you just fine, I'm gonna see you real soon, too. So get ready, prick. Trust me, the preparations are well underway. There will be surprises, dog. You turned Larissa against me, bitch. She doesn't return my calls. Yeah, you're breaking my heart. I don't give two wet farts about your relationship. Two wet farts. Charles, can you trace the call? Where is that shit stain? The signal's coming from the Plisetskaya Theater. A theater? Right here in the facility? What a clown. It's a theater, Comrade Major, not a circus. Marking the waypoint. Whatever. I won't let that traitor get away from me again.
Auzi ce bombardeză aia în spatele meu după mine. Vai de viața mea ce m-a speriat. Gata, nu mai stau pe loc, că vin ăștia și mă mâncă. Hello. Mău. Și găini și vaci de toate. Another dead village. Yablochko. The facility complexes, especially Pavlov, obtain certain resources from here. The automatic sorting hub is used to provide the nearby dă-te, science is a real zero-sum game for game. What a clever pun. I'm impressed. Yeah, whatever. Fucking bullshit, man. Tot nu știu ce pana mea trăgea după mine. Poate o fi pe aici un dăla de upgrade? Nimic. Niciodată n-am reușit să înțeleg hărțile astea obosite. Așa să-i fac în ciudă. Hai mă, intră o dată, ce tot te rogi de ea, zici că-i dai cu sare în ochi. Toate alea. Na, face și ei ceva bun. Save game la ciupercă. Aici? Bineînțeles că e unul pe aici. Weapons or abilities? Guns, please. We don't need these. Skills, yeah. Poate acum mă lasă. Oh, perfect.
craftat care? Să încerc cu ăsta. Și începem și luăm de-astea mici. Nu știu, să mai fac upgrade la ceva. Stai mă, că acum am văzut eu. Polygon B? Și cum vine treaba asta? Oh, fucking shit, dude. Adică ăsta mă pune pe mine să alerg până acolo. Oh, hell no, man. That shit ain't ever gonna happen. Alergă tot felul de drăci bipede pe aici. Dar nu stau mă să mă bat cu voi, că cine știe ce idei vă vin. Ia lăsați-mă. Nope. Nope. Aici apare ceva că se întâmplă urât. Dacă mi-a dat și din ăsta... Ah, crispy critters. An overgrown dumpling like that almost burned me down back in Forrester Village. You're now fully on, Comrade Major. We won't be able to enter the theater as long as the Belyash is guarding the entrance. We'll be inside in 5 minutes flat. I can't... Okay... To pay that thing back with interest. Au. Are you fucked in the head? Băi, dar nu mai dădea așa. Ar trebui să fac eu cu tine, mă, băiețaș. Bă, stai că n-am din alea. Au. Dai dau dodge, frate, ce are, e nebun la mansardă?
aceea. Care e sensibilitatea lui. Unfortunately, I don't know if this is going to be... Au, mă! Da. Muertos. Ok. I have been toasted. Ok. Deci cu shotgun-ul n-avem ce face. Și dacă n-avem ce face cu shotgun-ul... Băi, nu aici! You're now fully on, comrade major. We won't be able to enter the theater as long as the Belyash is guarding the entrance. We'll be inside in 5 minutes flat. I can't wait to pay that thing back with interest. Dar de ce nu iei?
utilizăm muniția. Stăm la topor, ok. Încă două bucăți. Încă o bucată. Doi, trei și am plecat. Încă una și am plecat. Am plecat iar. Iar ne-am dat în spate. Și mai a două. Ne-am dat. Și încă una. Au. 3 și am plecat. Viață. Pac. 1, 2 și am plecat. Ah, ce țeapă mi-am luat. 2, 3, 4, 5 și am plecat. Nu out of sync, nu out of sync. Nu fi out of sync. Prost.
chiar ești enervant, frate. Inspiră 1, 2, expiră 1, 2, 3. Da, deci ideal ar fi să nu ne bată ăsta, dar apare nu mai putem să facem nimic altceva. Overgrown dumpling like that almost burned me down back in Forrester Village. You're now fully on, Comrade Major. We won't be able to enter the theater as long as the Belyash is guarding the entrance. We'll be inside in 5 minutes flat. Can't wait to pay that thing back with interest. Ferește nenorocitul. Dar cum dragi dă-n mine, mă, fratele meu, că nu înțeleg. Captă cu un serv. Stai așa. Stai așa că e. O încercăm altfel. Îmi trebuie cold cartridges, frate, că n-am. Deci dacă nu, e ultima încercare. Dacă nici așa nu merge, e clară treaba pentru mine că nu. Nu de aici. Mai din urmă o tură. Acum înțeleg de ce și-a luat jocul ăsta atâta hate. Și într-adevăr, pe de-o parte și-l merită. Cu vârf și îndesat. So, what will it be, Major? What will it be? It will be everything. Păi, shotgun shells, nu. Astea nu clar. De astea mai luăm. A whole bunch of these.
Ăsta nu înțeleg pentru ce există. Electric cartridges. Încerc pe ăsta cu un upgrade. Oha, deci basically n-am decât ăsta să îl pun. Și cam asta e tot. Hai să încercăm așa. Am luat-o și eu fix prin mijloc. De-aia mi l-a pus pe ăsta aici. Ăsta era motivul principal. Let's go! Crispy critters. An overgrown dumpling like that almost burned me down back in Forrester Village. You're now fully on, Comrade Major. We won't be able to enter the theater as long as the Belyash is guarding the entrance. We'll be inside in 5 minutes flat. I can't wait to pay that thing back with interest. De ce? Tare aș vrea să știu de ce. Și de ce și asta? Vulnerabil la...
nu e posibil. Exact cum ziceam, din laterale. Last try, my friends, dacă nu o încheiem și o abandonăm și îi zicem că a fost și ăsta și dăm și un rating prost pentru că resurse nu-ți dă, dar pretenții să există. We won't be able to enter the theater as long as the Belyash is guarding the entrance. We'll be inside in 5 minutes flat. Can't wait to pay that thing back with interest. Mm.
nicio treabă. Nicio treabă. Niciun Dumnezeu nu are, fratele meu. Uite-l și tu cum dă, deci dă din lateral și nu dă înspre lateral. Fucking asshole. De ce dai cu foc peste tot, cretinule? Da, nici o șansă. Asta a fost, altele nu-s. Pentru mine este clar, this game is over for good. Am vrut să-l terminăm, nu o să-l terminăm. E un joc care a fost bun până într-un punct, după care a devenit una din cele mai proaste chestii pe care le-am jucat. Și asta o zice unul care și-a bătaie la Dark Souls din toate direcțiile. Așa că this is it. Aici o să ne oprim cu ăsta. O să luăm o pauză de, nu știu, să zic o oră și o să revenim.
Până atunci eu să editez nebunia, mă rog să o editez, să o urc, să fie și asta urcată, să nu fie lipsă. Și rămâne să ne auzim next time. Până atunci, multe sporuri să aveți. Ciao, lăsă!